du-te acolo nu știu unde, adu-mi aia nu știu ce. A fost odată, într-o anume țară, un țar necăsătorit. Și avea acel țar în slujba sa un arcaș pe nume Andrei. Într-o zi s-a dus Andrei arcașul la vânătoare. A umblat prin pădure o zi întreagă, dar n-a avut noroc, n-a întâlnit nicio sălbăticiune. Era către seară. Omul se întorcea acasă cuprins de tristețe. Tocmai atunci văzu o turturea stând într-un copac. Haide, își zise el, s-o dobor măcar pe asta. Trase și o răni, turtureaua se prăbuși din copac pe pământul jilav. Andrei o ridică, voia să-i sucească gâtul și s-o bage în tolbă. Însă turtureaua îi vorbi cu grai omenesc. Nu-mi lua viața, Andrei arcașule, nu-mi reteza capul. Ia-mă așa vie cum sunt, du-mă acasă și așează-mă la fereastră. Dar ai grijă, îndată ce vezi că mă prinde somnul, bate-mă fără întârziere, lovește-mă din toată puterea cu mâna dreaptă și o să dobândești o mare fericire. Andrei arcașul se minună. Ce-o mai fi și asta? Când te uiți la ea, vezi că-i pasăre cu adevărat, dar vorbește cu glas omenesc. A dus turtureaua acasă, a pus-o la fereastră, iar el aprins se aștepta. Nu trecu mult și turtureaua își băgă căpșorul sub aripă și începu să picotească. Andrei și-a dus aminte de ce-i poruncise pasărea și o lovi din toată puterea cu mâna dreaptă. Turtureaua căzu jos și se prefăcu în Maria Țarevna, o mândrețe de fată și atât de frumoasă cum n-ai putea nici cu gândul să gândești, nici în vis să închipuiești, doar în poveste să zugrăvești. Și Maria Țarevna i-a zis arcașului, de vreme ce ai știut să mă iei, trebuie să știi să mă și păstrezi, cu un mic ospăț și o nuntă fără zar. Și o să rămân să-ți fiu soție veselă și cinstită. Așa s-au înțeles. Și s-a însurat Andrei arcașul cu Maria Țarevna și trăia cu tânăra lui nevastă veselindu-se. Dar nici de slujbă nu uita. În fiecare zi se scula cu noaptea în cap, pleca la pădure, aduna vânat fel de fel și îl dulcea la cuhnia țarului. Dar n-au trăit multă vreme așa. Maria Țarevna i-a zis, trăiești în sărăcie, Andrei? Da, vezi și tu că așa este. Fără de vreo 100 de ruble, cumpără cu banii ăștia mătasă de toate felurile și lasă că îndrepte-o lucrurile. Andrei a ascultat-o, s-a dus pe la prietenii lui și a împrumutat de la unul o rublă, de la altul două, iar cu banii adunați a cumpărat o mătasă de toate felurile și i-a adus-o nevestei. Maria Țarevna i-a zis, culcă-te și dormi, noaptea e un sfetnic bun. Andrei s-a culcat, iar Maria Țarevna s-a pornit să țeasă. A țesut toată noaptea și a făcut un covor ce n-avea seamă pe lume. Era înfățișată acolo toată împărăția, cu orașe și copaci, cu păduri și ogoare, cu păsări în cer, cu fiare sălbatice în munți, cu pești în mări, iar împrejurul tuturor acestora se rotea luna și soarele. A doua zi dimineață, Maria Țarevna i-a dat bărbatului covorul. Du-te cu el la târg și vinde-l negustorilor, dar bagă de seamă, preț pe el, tu să nu ceri, ce cât ți-or da, cu atâta să te mulțumești. Andrei luă covorul, îl desfășură și porni cu el printre taberele din târg. Un negustor alergă într-un suflet la el. Ascultă, om bun, cât cer pe covor? Tu ești negustor, tu fă-i și prețul. Negustorul s-a gândit, s-a tot gândit și n-a putut găsi un preț pentru covor. Veni în fugă alt negustor și după el mai veniră alții. S-a adunat o gloată neînchipuit de mare de negustori, care priveau covorul, se minunau, dar nu-i puteau găsi prețul. Tocmai atunci trecea prin dreptul tarabelor un sfetnic al țarului care dori să afle ce pune la cale negustorime. Coboră din caleașcă și după ce i-a izbutit cu mare greu să-și facă loc cu coatele prin marea mulțime, zise către cei adunați. Bună ziua negustorilor, oaspeți de peste mări și țări! Despre ce e vorba? Păi uite așa și așa, nu putem găsi preț pentru covorul ăsta. Sfetnicul țarului se uită la covor și mult se minună și el. Ei, arcașule,
Ia spune adevărul adevărat. De unde ai căpătat covorul ăsta atât de frumos? Păi uite așa și așa, soția mea l-a făurit. Și cât vrei să-ți dau pe el? Păi nu știu nici eu. Soția mi-a poruncit să nu mă tocmesc. Cât îmi vor da, cu atâta să mă mulțumesc. Ei, uite, arcașule, ține 10.000. Andrei a luat banii, a dat covorul și s-a dus acasă. Iar sfetnicul țarului s-a dus la țar și i-a arătat covorul. Țarul și-a aruncat privirea asupra covorului și, văzând acolo ca în palmă întreaga sa împărăție, rămase uimit. Cere-mi ce dorești, dar să știi că eu covorul ăsta nu ți-l mai dau. Și pe dată țarul scoase 20.000 de ruble și îi le dădu cu mâna lui sfetnicului. Sfetnicul luă banii și își zise: nu-i nimic, îmi comand eu alt covor și mai frumos. A urcat din nou în caleașcă și a plecat în mare grabă în mahalaua cu pricină. A găsit mica căsuță în care trăia Andrei Arcașul și a bătut în ușă. Maria Țarevna i-a deschis. Sfetnicul țarului păși cu un picior peste prag, iar pe celălalt nu-l mai trase înăuntru, nu mai scoase o vorbă și uită pentru ce anume venise acolo. În fața lui se afla o frumusețe de femeie, că nu și-ar fi luat ochii de pe ea 100 de ani și ar fi rămas așa privind. Maria Țarevna a așteptat cât a așteptat o vorbă de la el și după un răstimp l-a prins frumușel de umeri pe sfetnicul țarului, l-a răsucit cu spatele și a închis ușa. Iar acesta, dezmeticindu-se, cu greu a pornit în silă spre casă. Și din ziua aceea, nici de mâncat nu mai mânca, nici de băut nu mai bea, ci mereu în fața ochilor pe soția arcașului o vedea. Țarul băgă de seamă și începu să-l descoase ca să afle ce mâhnire la pasă. Și sfetnicul îi destăinui țarul: ah, am văzut-o pe soția arcașului și de atunci numai la ea mi-e gândul. Nu scap de vraja ei nici cu mâncarea, nici cu băutura, nici cu buruiendeleac. Auzind asta, îi veni poftă și țarului să o vadă pe soția arcașului. Îmbrăcă niște veșminte simple, plecă în mahalaua cu pricina, găsi mica căsuță în care locuia Andrei Arcașul și bătu la ușă. Maria Țarevna îi deschise. Țarul păși cu un picior peste prag, iar pe celălalt nu mai putu să-l tragă înăuntru. Îi pierise graiul, se afla în fața lui o frumusețe fără seamăn. Maria Țarevna a așteptat cât a așteptat o vorbă de la el și după un răstimp l-a prins frumușel de umeri pe țar, l-a răsucit cu spatele și a închis ușa. Țarul își simți inima copleșită de dragoste. Adică de ce, își zise el, să tot rămân neînsurat, să n-am și eu o soție? Ce-ar fi să mă însor cu frumoasa asta? Ei este hărăzit să fie soție de țar, nu de arcaș. Întors la palat, țarul puse la cale un plan necurat, s-o ia de la bărbatul său pe soția acestuia. Își chemă sfetnicul și îi zise: ticluiește ceva ca să-l pierdem pe Andrei Arcașul. Vreau să mă însor cu soția lui. De ticluiești ceva, răsplată vei primi orașe, sate și grămezi de aur. Iar de nu vei ticlui nimic, îți voi reteza capul. Sfetnicul țarului se mâhni amarnic și plecă de la palat cu nasul în jos. Nu putea născoci cu niciun chip ceva care să-l piardă pe arcaș. Și de necaz se abătu pe la cârciumă să se cinstească cu băuturică. Deodată se apropie în fugă de el un bețivan îmbrăcat într-un caftan zențuit, ce-și făcea veacul în cârciumă și zise: și de ce, mă rog, s-a întristat sfetnicul țarului? De ce și-a lăsat nasul în jos? Piei de aici, bețivane! Decât să mă gonești, mai bine mai cinste cu un păhărel de vinișor, că poate-ți dau și eu vreun sfat. Sfetnicul l-a cinstit cu un păhărel de vinișor și i-a povestit necazul său. Bețivanul i-a zis: să-l pierzi pe Andrei Arcașul nu-i mare lucru, că el e un prost. Numai că vezi, nevastă s-a ieșireată nevoie mare. Ei, dar lasă că născocim noi una așa de bună, că n-o să izbutească nici ea să-i dea de capăt. Întoarce-te la țar și spune-i să-l trimită pe Andrei Arcașul în cealaltă lume, ca să afle cum o mai duce acolo tătânesu, țarul cel răposat.
Dacă Andrei se duce acolo, de întors nu se mai întoarce. Sfetnicul țarului i-a mulțumit bețivanului și Fuguța la țar. Ia că așa și așa îl putem pierde pe Arcaș. Și spuse unde trebuie să-l trimită și pentru ce. Țarul se bucură și porunci să fie chemat Andrei Arcașul. Ei, Andrei, de vreme ce m-ai slujit mereu cu cinste și cu credință, mai îndeplinește-mi o însărcinare. Du-te în cealaltă lume și află cum o mai duce tăicuțul meu. De nu, capul ți-l voi reteza chiar cu săbioara mea. De cum s-a întors acasă, Andrei s-a așezat pe laviță și și-a lăsat capul în piept. Maria Țarevna l-a întrebat: de ce ești trist? Ți s-a întâmplat vreo nenorocire? Andrei i-a povestit ce fel de însărcinare i-a dat țarul. Iar Maria Țarevna i-a zis: ai și găsit de ce să te mâhnești. Asta nu-i însărcinare, e un fleac de poruncă. Adevărata însărcinare va veni de-abia pe urmă. Culcă-te și dormi, noaptea e un sfetnic bun. În zorii zilei, cum s-a sculat Andrei, Maria Țarevna i-a dat un sac cu pesmeți și un inel de aur. Du-te la țar și cere-i să ți-l dea ca tovarăș de drum pe sfetnicul său, că altfel, să zici, nimeni n-o să te creadă că ai fost în cealaltă lume. Și îndată ce vei ieși împreună cu tovarășul tău la drum, aruncă în fața ta inelul și el o să te ducă unde trebuie. Andrei primi sacul cu pesmeți și inelul, își lua rămas bun de la soție și se duse la țar să ceară un tovarăș de drum. Țarul n-a mai avut încotro, a trebuit să se învoiască și îi porunci sfetnicului să meargă cu Andrei. Și iată-i pe amândoi ieșind la drum. Andrei aruncă inelul, acesta prinde a se rostogoli, Arcașul se ține pe urma lui prin câmpuri deschise, peste bălți și covoare de mușchi întinse, peste râuri și lacuri, iar după el se tărăște cu greu sfetnicul țarului. De câte ori oboseau, mâncau niște pesmeți și din nou la drum. Dacă au mers departe sau aproape, dacă au mers repede sau încet, dacă au mers puțin sau mult, cine mai știe? Doar că într-o vreme au ajuns într-o pădure deasă, de nepătruns, au coborât într-o râpă adâncă și abia aici s-a oprit inelul. Andrei și sfetnicul țarului s-au așezat să mai mănânce niște pesmeți. Când colo, ce să vadă? Chiar pe alături trecu țarul, bătrân și împovărat de ani, înjugat la un car pe care doi draci puseseră o încărcătură uriașă de lemne și acum îl mânau cu bâtele, unul din dreapta, celălalt din stânga. Andrei zise: ia uită-te, nu cumva e răposatul țar, părintele țarului nostru? Ai dreptate, el este cel ce cară singur încărcătura de lemne. Și pe dată Andrei se răsti la draci. Ei, domnilor draci, lăsați-l slobod pe răposatul acesta pentru scurtă vreme măcar, că trebuie să-l întreb câte ceva. Dracii i-au răspuns: crezi că o să ne pierdem vremea așteptându-te? Ce, vrei să cărăm noi singuri lemnele? Păi luați-l în locul bătrânului, pe omul meu care e odihnit. Și atunci dracii l-au dejucat pe bătrânul țar, l-au înjucat la locul lui pe sfetnicul țarului și dă-i și croiește-l cu bâtele, mânându-l. Acesta se cocoșa sub povară, dar de cărat căra. Andrei prinse să-l întrebe pe bătrânul țar cum o duce cu traiul. Ah, Andrei Arcașule, i-a răspuns țarul, amarnic trai duc eu în cealaltă lume. Du fiului meu închinăciune din partea mea și spune-i că-i poruncesc cu strășnicie să nu-i nedreptățească pe oameni, că atunci tot astfel va pătimi și el. Abia terminară de vorbit, că dracii se-și întorceau cu carul gol. Andrei și-a luat rămas bun de la bătrânul țar, dracii l-au dat înapoi pe sfetnicul țarului și au pornit amândoi pe drumul de întoarcere. Îndată ce au ajuns în împărăția lor, s-au înfățișat la palat. Cum a dat cu ochii de Arcaș, țarul s-a năpustit cu mare mânie asupra lui. Cum ai cuteza să te întorci? Andrei Arcașul i-a răspuns: păi așa și așa, am fost în cealaltă lume la răposatul părinte al înălțimii voastre. Amarnic trai duce el acolo, vă trimite închinăciuni și vă poruncește cu strășnicie să nu ne dreptățiți oamenii. Și mă rog, prin ce dovedești tu că ai fost în cealaltă lume și ai vorbit cu părintele meu?
Păi dovada e că pe spinarea sfetnicului vostru se mai văd încă urmele lăsate de bâtele dracilor care îl mânau. La asta țarul n-a mai avut încotro. I-a dat crezare și l-a lăsat pe Andrei să se ducă acasă. Țarul însă i-a zis din nou sfetnicului: născocește ceva ca să-l pierdem pe arcaș, că de nu, capul ți-l voi reteza chiar cu săbioara mea. Sfetnicul țarului plecă, lăsându-și nasul și mai jos. Intră la cârciumă, se așeză la masă, ceru vin. Se apropie în fugă de el bețivanul, ce-și făcea veacul în cârciumă. De ce s-a întristat sfetnicul țarului? Cinstește-mă cu un păhărel, că poate ți dau și eu vreun sfat. Sfetnicul l-a cinstit cu un păhărel de vinișor și i-a povestit necazul său. Bețivanul i-a zis: du-te înapoi și spune-i țarului să-i dea poruncă arcașului să îndeplinească uite care însărcinare, ce nu-i greu numai de îndeplinit, dar greu e și de născocit, să-i trimită peste 9 mări și 9 țări la capătul pământului ca să-i-l aducă pe motanul Cotoșman. Sfetnicul dădu fuga la palat și povesti țarului ce anume însărcinare să-i dea arcașului pentru ca acesta să nu se mai întoarcă niciodată. Țarul trimise după Andrei: ei, Andrei, de vreme ce mi-ai îndeplinit o însărcinare, mai îndeplinește una. Du-te la capătul pământului și adu-mi-l pe motanul Cotoșmanul. De nu, capul ți-l voi reteza chiar cu săbioara mea. S-a dus Andrei acasă cu capul plecat, mai jos de umeri căzut, și a povestit soției ce fel de însărcinare i-a poruncit țarul. Ai și găsit de ce să te mâhnești, i-a zis Maria Țarevna. Asta nu-i însărcinare, e un fleac de poruncă. Adevărata însărcinare va veni de-abia pe urmă. Culcă-te și dormi, noaptea e un sfetnic bun. Andrei s-a culcat, iar Maria Țarevna s-a dus la fierărie și a poruncit fierarilor să-i meșterească 3 cuifuri de fier, un clește de fier și 3 nuiele, una de fier, alta de aramă și a treia de cositor. În zorii zilei, Maria Țarevna l-a trezit pe Andrei. Ține, ai aici 3 coifuri, un clește și 3 nuiele. Du-te peste 9 mări și 9 țări, la capătul pământului. Când o să mai ai de făcut doar 3 verse până la capăt, o să vezi că te năpădește un somn puternic. Motanul Cotoșmanul va îndrepta asupra ta un val de picoteală. Nu cumva să adormi, împinge înainte o mână și după ea pe cealaltă, târăște-ți un picior și după el pe celălalt. Ba la nevoie, fă-te ghem și dă-te de-a rostogol, că dacă adormi, te ucide motanul Cotoșmanul. Și Maria Țarevna, după ce l-a învățat ce și cum să facă, l-a lăsat să pornească la drum. Repede, doar povestea se povestește, mai a nevoie fapta se săvârșește. Dar iată-l pe Andrei Arcașul, ajuns la capătul pământului. Când mai avea de făcut doar 3 verste până acolo, simți că îl nepădește somnul. Atunci Andrei își trase pe cap cele 3 cuifuri de fier, își împinse înainte o mână și după ea pe cealaltă, își tărâ un picior și după el pe celălalt, ba la nevoie se făcu ghem și se dădu de-a rostogolul, dar din mers nu se opri. Cochiu cuva izbuti să-și învingă picoteala și se pomeni lângă un stâlp înalt. Motanul Cotoșmanul îl văzu pe Andrei, mieună, miorlăi și țuști din vârful stâlpului, drept în capul arcașului. Îi sfărâmă unul din coifuri, îl sfărâmă și pe al doilea și se apucă de al treilea. Atunci Andrei Arcașul îl înșfăcă pe motan cu cleștele, îl trânti la pământ și dă-i și dezmiardă-l cu nuielele. Întâi îl bătu cu nuiaua de fier, după ce rupse nuiaua de fier, începu să-l croiască cu cea de aramă, când o rupse și pe aceasta, prinse al lovi cu cea de cositor. Nuiaua de cositor se îndoia, dar nu se rupea, pe șira spinării se încolăcea. Andrei lovea, iar motanul Cotoșmanul se porni să-i spună povești despre popi, despre diaconi, despre fete de popă, doar l-o prinde somn. Andrei nu asculta ce-i spune, ci-și vedea de treabă cu nuiaua și nu-l slăbea deloc. Motanul ajunse la capătul puterilor. Dacă a văzut că nu-l poate duce cu vorba pe Andrei, începu să-l roage fierbinte. Lasă-mă, om bun, că o să fac tot ce-mi ceri. Vrei să spui că o să mergi cu mine? Merg oriunde ți-e voia.
Andrei porni pe drumul de întoarcere, târând motanul după el. Ajuns în împărăția sa, a venit la palat cu motanul și i-a zis țarului: așa și așa, am îndeplinit însărcinarea, ți l-am adus pe motanul Cotoșman. Țarul tare s-a mai mirat și a zis: haide, motan Cotoșman, arată ce poți și cât ești de năzdrăvan. Motanul începu îndată să-și ascută ghearele, să le pregătească pentru țar, voia să-i sfâșie pieptul alb și să-i smulgă inima vie din el. Țarul s-a speriat: arcașule Andrei, fă bunătate și domolește-l pe Cotoșman. Andrei domoli motanul și-l încuie într-o cușcă, iar el se duse acasă la Maria Țarevna. Trăiau de nimic nu le păsa, tare mult se mai iubeau. Țarul însă își simțea inima și mai copleșită de dragoste. Și iar îl chemă pe sfetnic: fă ce vrei, dar născocește ceva ca să-l pierzi pe Andrei Arcașul, că de nu, capul ți-l voi reteza chiar cu săbioara mea. Sfetnicul țarului se duse de-a dreptul la cârciumă și îl găsi pe bețivanul cu caftanul zdrențuit, ce-și făcea veacul acolo, și îl rugă să-l scoată din încurcătură și să-i dea un sfat. Bețivanul bău păhărelul de vin și șterse mustățile. Du-te fără întârziere la țar, i-a zis el, și spune-i să-l trimită pe Andrei Arcașul acolo, nu știu unde, ca să aducă aia nu știu ce. Însărcinarea asta Andrei n-o să o îndeplinească în vecii vecilor, așa că n-o să vină înapoi niciodată. Sfetnicul a dat fuga la țar și i-a raportat totul. Țarul a trimis după Andrei: de vreme ce mi-ai îndeplinit două însărcinări, mai îndeplinește-o și pe a treia. Du-te acolo nu știu unde, adu-mi aia nu știu ce. De mi îndeplinești însărcinarea, te răsplătesc împărătește, iar de nu, capul ți-l voi reteza chiar cu săbioara mea. Andrei veni acasă, se așeză pe laviță și izbucni în plâns, iar Maria Țarevna îl întrebă: de ce ești trist, dragul meu? Iar ți s-a întâmplat vreo nenorocire? Eh, zise el, din pricina frumuseții tale, toate năpastele se țin de capul meu. Mi-a poruncit țarul să mă duc acolo nu știu unde, ca să aduc aia nu știu ce. Ei, asta zic și eu însărcinare, dar nu-i nimic, culcă-te și dormi, noaptea e un sfetnic bun. Maria Țarevna a așteptat până la căderea nopții, a deschis cartea fermecată, a citit, iar a citit, apoi a zvârlit cartea cât colo și s-a luat cu mâinile de cap. Despre taina țarului nu se pomenea nimic în carte. Maria Țarevna ieși în pridvor, își scoase batista și o flutură. Îndată veniră în zbor fel de fel de păsări, alergară fel de fel de fiare. Maria Țarevna le-a întrebat: fiare ale pădurii, păsări ale cerului, voi care goniți peste tot și voi care zburați pretutindeni, n-ați auzit oare cum se poate ajunge acolo nu știu unde și aduce aia nu știu ce? Fiarele și păsările i-au răspuns: nu, Maria Țarevna, n-am auzit despre asta. Maria Țarevna a fluturat din nou batista, fiarele și păsările s-au făcut nevăzute ca și cum nici n-ar fi fost. Își flutură încă o dată batista și apărură doi uriași. Care ți-e dorința? Ce trebuie să facem? Credincioșii mei servitori, duceți-mă în mijlocul mării Ocean. Uriașii au luat-o pe Maria Țarevna, au dus-o la Marea Ocean și chiar în mijlocul acesteia, în cel mai mare adânc, s-au proțăpit amândoi. Stăteau acolo neclintiți ca doi stâlpi, iar pe ea o țineau pe brațe. Maria Țarevna își flutură batista și toate târătoarele și toți peștii mării veniră în not către ea. Voi târătoare și pești ai mării, voi notați pretutindeni, vă târâți pe toate insulele, n-ați auzit oare cum se poate ajunge acolo nu știu unde și aduce aia nu știu ce? Nu, Maria Țarevna, n-am auzit despre asta. S-a întristat Maria Țarevna și a poruncit să fie adusă înapoi acasă. Uriașii au luat-o și au adus-o în curtea lui Andrei, lăsând-o în fața pridvorului. În zorii zilei, Maria Țarevna l-a pregătit de drum pe Andrei și i-a dat un ghem de ață și un ștergar cusut cu flori. Să arunci ghemul în fața ta
și încotro se va rostogoli, într-acolo să te îndrepti și tu. Dar bagă de seamă, oriunde vei ajunge, când te vei spăla, nu cumva să te ștergi cu alt ștergar, ci numai și numai cu ștergarul meu. Andrei își luă rămas bun de la Maria Țarevna, făcu câte o plecăciune către cele patru zări și trecu dincolo de zidul așezării. Aruncă ghemul în fața sa, ghemul începu să se rostogolească și se tot duse, iar Andrei porni în urma ghemului. Repede doar povestea se povestește, fapta mai a nevoie se săvârșește. Andrei cutreieră multe împărății și multe pământuri. Ghemul se rostogolea, firul de ață din el se deșira, ajunse mic, mic de tot, doar cât un cap de găină. Iar la o vreme, ajunse atât de mititel, că abia îl mai puteai desluși pe drum. Când ajunse Andrei în preajma unei păduri, ce să vadă? O colibă rotitoare pe picior de găină. Colibă, colibă, te-ntoarce cu fața la mine, pădurea la spate-ți rămână. Coliba s-a întors, Andrei intră înăuntru și văză o bătrână căruntă, șezând pe laviță și torcând un fuior. Tiu, tiu, de când n-am mai pomenit, de auzit n-am auzit, nici de văzut n-am văzut, suflare omenească. Dar azi, uite însăși suflarea omenească, a venit singura aici. Ah, ce o să te mai frig eu în cuptor, o să te mănânc și apoi o să mă dau de-a rostogolul pe oasele tale. Andrei răspunse bătrânei. Se poate una ca asta, babă Cloanță? Păi cum așa, bătrânico? Vrei să mănânci un om venit de la drum? Omul venit de la drum e numai oase și praf. Mai întâi pregătește-mi baia să mă spăl, să stau la abur și pe-a după aceea o să mă mănânci. Baba Cloanță pregăti baia. Andrei stătu la abur, se spălă, scoase ștergarul soției și începu să se șteargă cu el. Baba Cloanța l-a întrebat, de unde ai ștergarul ăsta? E cusut cu flori de fata mea? Fata ta mi-e soție, ea mi-a dat ștergarul. Ah, iubite ginere, ia zi, cu ce vrei să te ospătez? Și spunând asta, baba Cloanța pregăti cina, aducând felurite mâncăruri, vinuri și alte băuturi. Andrei nu se lăsă rugat. Se puse la masă și dă-i și în fulecă. Baba Cloanța se așeză alături. El mânca și ea tot îl întreba cum s-a însurat cu Maria Țarevna și dacă trăiesc bine amândoi. Andrei povesti de-a fi rampăr, cum s-a însurat și cum țarul l-a trimis acolo nu știu unde, să aducă aia nu știu ce. Ce bine ar fi, bunico, dacă mi-ai da o mână de ajutor. Ah, ginere scump, bucuros te-aș ajuta, dar despre această minune a minunilor nici n-am auzit. Doar o broască bătrână știe. Ea trăiește de 300 de ani într-o mlaștină. Ei, dar nu-i nimic. Tu culcă-te și dormi. Noaptea e un sfetnic bun. Andrei s-a culcat, iar baba Cloanța a luat două târnuri, a pornit în zbor până la mlaștina cu pricina și acolo a început să strige. Bunică broască săltăreață, mai trăiești? Trăiesc, trăiesc. Ia ieși puțin din baltă. Broasca cea bătrână ieși din baltă. Baba Cloanța o întrebă. Nu cumva știi unde e, nu știu ce? Știu cum de nu. Atunci fă bunătate și spune-mi, ginerele meu a primit uite ce însărcinare. Să se ducă acolo nu știu unde, să aducă aia nu știu ce. Broasca i-a răspuns. Lași-mi tovărășii eu până acolo, dar tare-s bătrână și n-o să pot sări așa departe. Dacă ginerele tău se prinde să mă ducă, în lapte proaspăt mulți până la râul de foc, am să-i spun. Baba Cloanța luă broasca săltăreață și porni să zboare înapoi, mulse lapte proaspăt într-o ulcică, puse broasca în lapte și în zorii zilei îl trezi pe Andrei. Ei, dragă ginere, îmbracă-te, ia ulcica cu lapte proaspăt mulți, în care se află broasca, și încalecă pe calul meu. El are să te ducă până la râul de foc. Acolo lasă calul, scoate broasca din ulcică și ea o să-ți spună ce ai de făcut. Andrei se îmbrăcă, luă ulcica, încălecă pe calul babei Cloanțe. Că a mers mult, că a mers puțin, cine mai știe? Atâta doar că, zburând ca vântul, calul l-a dus până la râul de foc.
Peste râul acesta nici fiara nu putea sări, nici pasărea nu putea zbura. Andrei descălecă. Broasca-i zise: "Scoate-mă din ulcică, vrednicule voinic! Acum trebuie să trecem pe malul celălalt." Andrei scoase broasca din ulcică și o lăsă jos. "Ei, și acum, vrednicule voinic, suie-te în spinarea mea." "Nici gând, bunicuțo? Ia te uită ce mică ești, dacă te strivesc." "Nu te teme, n-ai să mă strivești. Suie-te și ține-te bine." Andrei dădu ascultare și se așeză pe spinarea broaștei săltărețe. Aceasta prinsea se umfla. Se umflă și se tot umflă până se făcu mare ca o căpiță de fân. "Te ții bine? Mă țin, bunicuțo." Și iar prinse broasca se umfla, se umflă de se făcu și mai mare, ca un stoc de fân. "Te ții bine? Mă țin bine, bunicuțo." Și iar se umflă iar, se umflă până se făcu mai înaltă chiar decât pădurea întunecată. Și când se săltă odată, se și pomeni dincolo de râul de foc. Îl trecu pe Andrei pe celălalt mal, după care se făcu mică din nou. "Și acum du-te, vrednicule voinic, pe cărarea asta și ai să vezi un palat care nu-i palat, o colibă care nu-i colibă, o șură care nu-i șură, tu să intri înăuntru și să te pitești în dosul sobei. Acolo ai să găsești aia nu știu ce." Andrei porni înainte pe cărare și ce să vadă? O dărăpănătură de colibă care numai colibă nu era. Ferestre n-avea, nici în jur cerdac și nici gard de harac. Intră înăuntru și se ascunse în dosul sobei. Și iată că după ce stătu puțin acolo, auzi prin pădure niște bocănituri, niște bubuituri, iar în colibă intră un bătrânel mic de tot, cu o barba de un cot care răcni. "Hei, cumetre Naum, vreau să mănânc acum!" Abia termină de răcnit, că deodată se ivi ca din pământ, o masă gata așternută, pe masă un butoi de bere, un bou întreg la frigare, iar în colțul mesei un cuțit ascuțit mare. Bătrânelul mic de tot, cu barba de un cot, se așeză lângă frigare, luă cuțitul ascuțit și mare și prinse carnea s-o taie, în mujdei s-o moaie și în vreme ce înfuleca, o tot lăuda. Curăță carnea boului oscior cu oscior și goli până la fund butoiul cu bere. "Hei, cumetre Naum, strânge resturile!" Și pe dată masa se făcu nevăzută, parcă nici n-ar fi fost, nici tu oase, nici tu butoi. Andrei așteptă să plece bătrânelul cel mic de tot, ieși de după sobă, își luă inima în dinți și zise rugător: "Cumetre Naum, dă-mi și mie ceva de mâncare!" Abia termină de spus că deodată se ivi ca din pământ o masă încărcată cu fel de fel de gustări, de dulciuri și mâncări, de mieduri și vinuri. Andrei se așeză la masă, dar tot atunci rosti: "Cumetre Naum, șezi frate cu mine și haide să-mi ții de urât să mâncăm împreună." Iar un glas fără chip îi răspunse: "Mulțumesc, om bun, că uite de atâta amar de ani de când slujesc aici, eu n-am văzut nici măcar o coajă arsă de pâine, iar tu mă poftești la masă." Andrei se uita și se tot minuna. De văzut, pe nimeni nu vedea, dar mâncarea de pe masă parcă o mătura cineva. Vinurile și miedurile se turnau singure în pahar, iar paharul o ținea într-una, gâl-gâl și gâl-gâl. Andrei se rugă: "Cumetre Naum, hai, arată-te!" "Ba nu, pe mine nimeni nu mă poate vedea. Eu sunt aia nu știu ce." "Cumetre Naum, vrei să fii slujitorul meu?" "Păi de ce să nu vreau? Că tu, după câte văd, ești om bun." Și iacă că au terminat de mâncat amândoi. Atunci Andrei i-a zis: "Ei, deretică pe aici și hai să mergem." Andrei ieși din mica căsuță și se uită împrejur. "Cumetre Naum, ești aici?" "Aici, nu te teme, nu rămân eu în urmă." Și Andrei ajunse la râul de foc. Acolo l-aștepta broască. "Ei, vrednicule voinic, ai găsit aia nu știu ce?" "Găsit, bunicuțo, cum să nu?" "Suie-te în spinarea mea." Andrei se așeză pe spinare, broasca începu iar să se umfle. Se umflă, apoi sări și îl trecu înapoi peste râul de foc. Aici el îi mulțumi broaștei săltărețe și porni la drum spre împărăția sa. Mergea ce mergea,
și deodată își întorcea capul. Cumetre Naum, ești aici? Aici, nu te teme, nu rămân eu în urmă. Andrei a mers și a tot mers, drum lung. După o vreme, picioarele-i sprintene se pironiră în loc și mâinile albe îi se lăsară în jos. Of, zise el, sunt sleit de puteri. Iar cu mătrul Naum către el. Și de ce nu mi-ai spus până acum? Te-aș fi dus pe data acolo unde vrei să ajungi. Andrei se simți ridicat de un vârtej puternic și purtat înainte. Undeva jos sub el se perindau în goană munți și păduri, sate și orașe. Când începu să plutească deasupra mării adânci, îl năpădi frica. Cumetre Naum, aș vrea și eu să-mi trag puțin sufletul. Vântul se domoli îndată și Andrei începu să coboare pe fața apei. Când ce să vadă? Pe locul unde adineauri vuiau doar valuri albastre, răsărise o mică insulă, iar pe insulă se înălțase un palat cu acoperișul de aur și cu o grădină minunată împrejur. Cu mătrul Naum îi zise lui Andrei: odihnește-te, mănâncă, bea și trage cu coada ochiului înspre mare. Și ai să vezi atunci că pe apele ei o să vină plutind trei corăbii negustorești. Tu cheamă-i pe negustori aici, ospătează-i, cinstește-i cum se cuvine, că ei asupra lor au trei lucruri neobișnuite. Tu să le făgăduiești că mă dai pe mine în schimbul acestor lucruri ciudate, nu te teme că mă întorc eu iarăși la tine. Dacă a trecut multă vreme, dacă a trecut puțină, cine mai știe? Doar că deodată s-au ivit trei corăbii plutind dinspre apus. Stăpânii corăbilor au văzut insula, palatul cu acoperișul de aur și grădina minunată din jurul lui. Ce minunăție mai e și asta, au zis ei. Am navigat de atâtea ori pe aici, dar n-am văzut nimic afară de mare albastră. Hai să ne oprim! Cele trei corăbii au aruncat ancorele. Cei trei stăpâni ai corăbilor au urcat într-o barcă mică și sprintenă și au pornit spre insulă. Iar Andrei Arcașul i-a întâmpinat voios. Poftiți, dragi oaspeți, poftiți! Stăpânii corăbiilor mergeau și se tot minunau. Acoperișul palatului ardea ca jarul, prin copaci cântau păsările, pe aleile grădinii se zbenguiau fiare ciudate. Ia, spune, om bun, cine a înălțat aici această fermecătoare minunăție? Cu mătrul Naum, slujitorul meu, a făcut totul într-o singură noapte. Andrei i-a condus pe musafiri înăuntru un palat. Haide, cumetre Naum, pregătește-ne să bem și să ne ospătăm. Și ca din pământ răsări o masă gata așternută, pe masă vinuri și mâncăruri după pofta inimii. Stăpânii corăbilor nu mai încetau să se minuneze. Haide, om bun, au zis ei, să facem un schimb, tu ne-l dai pe slujitorul tău cu mătrul Naum, iar noi îți dăm în locul lui oricare dintre lucrurile năstrușnice pe care le avem asupra noastră. Păi să facem, de ce să nu facem schimbul? Dar ia să vedem ce lucruri năstrușnice aveți voi. Unul din negustori scoase din sân o măciucă. Cum îi spui? Haide, măciucă, rupe-i coasele omului ăstuia! Măciuca începe singură să-l burdușească pe cel cu pricina, de-i poate rupe coasele oricui, oricât de voinic ar fi. Al doilea negustor scoase de sub poala hainei un topor și cum îl întoarse cu muchia în sus, toporul începu singur să meșterească, poc-poc, și îndată ieși o corabie. Și iar poc-poc și mai ieși o corabie, cu pânze, cu tunuri, cu marinari voinici. Corăbiile pluteau, tunurile trăgeau, viteji marinari așteptau ordinul de luptă. Întoarse toporul cu muchia în jos, și pe dată totul se făcu nevăzut, ca și cum nici nu fusese. Al treilea negustor scoase din buzunar un fluier. Cum începu să cânte din el, se ivi o întreagă armată, și cavalerie, și infanterie, cu puști, cu tunuri. Armata înainta, muzica răsuna, steagurile fluturau, călăreții galopau, întrebau care e ordinul. Negustorul întoarse fluierul și suflă în celălalt capăt al lui. Pe dată toate se făcură nevăzute, dispărură fără urmă. Andrei Arcașul zise: sunt bune lucrurile voastre năstrușnice, însă ceea ce am eu e mult mai de preț. Dacă vreți să facem schimb,
îmi dați pentru Naum, slujitorul meu, toate cele trei lucruri năstrușnice. Nu socoți că-i prea mult? Cum doriți, dar altfel eu nu fac schimbul. Negustorii s-au gândit și au zis: ce nevoie mai avem noi de măciucă, topor sau de fluier? Mai bine să facem schimbul, căci de vreme ce cumătrul Naum va fi cu noi, n-o să mai avem nicio grijă. Zi și noapte o să fim sătui și amețiți de băutură. Și stăpânii corăbiilor, dându-i lui Andrei arcașul măciuca, toporul și fluierul, strigară: ei, cumetre Naum, vino aici că te luăm cu noi. O să ne slujești cu credință și dreptate? O voce fără chip le răspunse: păi de ce să nu vă slujesc? Mie mi-e tot una la cine trăiesc. Negustorii s-au întors pe corăbiile lor și pune-te pe chefuit. Beau, mâncau și în răstimpuri răcneau. Cumetre Naum, haide mișcă, adu una, adu alta. Au băut peste măsură, s-au îmbătat turtă cu toții și s-au prăvălit pe podea. Iar arcașul, rămas singur în turnul palatului, fu cuprins de tristețe. Eh, își zise el, pe unde o mai fi oare Naum, credinciosul meu slujitor? Aici sunt. Care-i porunca? Andrei se bucură. Cumetre Naum, oare n-ar fi timpul să o pornesc și eu spre ținuturile de baștină, la tânăram soție? Haide, du-mă acasă! Din nou se iscă un vârtej care îl ridică pe Andrei și îl purtă în împărăția sa, în ținuturile sale de baștină. Iar negustorii, când s-au trezit, au vrut să se dreagă după beție. Hei, cumetre Naum, pregătește-ne să bem, să mâncăm! Haide, fuguța, mișcă! Dar oricât l-au chemat, oricât l-au strigat, a fost în zadar. Ba când s-au uitat, ce să vadă? Insula dispăruse. În locul ei vuiau doar valuri albastre. O vreme, stăpânii corăbiilor au fost tare necăjiți. Eh, ne-a tras pe sfoară omul acela rău! Dar cum nu mai aveau ce face, au ridicat pânzele și au pornit să plutească încotro aveau treburi. Iar Andrei arcașul plutea în zbor spre meleagurile de baștină. S-a oprit în dreptul căsuței sale, însă când s-a uitat mai bine, ce să vadă? În locul căsuței doar un horn a fumat. Cu capul plecat, căzut între umeri, el ieși din oraș și se duse pe țărmul mării albastre, într-un loc pustiu, se așeză și rămase acolo. Deodată, nu se știe de unde, apăru un zbor o turturea sinilie, se prăbuși la pământ și se prefăcu în tânăra-i soție, Maria Țarevnă. Și-au dat binețe, s-au îmbrățișat și apoi au început și unul și celălalt cu întrebările și cu istorisirea pățaniilor fiecăruia. Maria Țarevna povesti: din ziua în care tu ai plecat de acasă, m-am prefăcut în turturea sinilie și de atunci zbor fără răgaz prin păduri și prin dumbrăvi. De 3 ori a trimis țarul după mine și oamenii lui, dacă nu m-au găsit, au dat foc căsuții. Andrei zise: cumetre Naum, oare nu s-ar putea construi aici, în locul ăsta pustiu de pe țărmul mării albastre, un palat? De ce să nu se poată? Îndată dorința ta se va împlini. Nici n-au băgat bine de seamă că palatul fu gata și încă deosebit de măreț, mai frumos chiar decât palatul țarului. Avea de jur împrejur o grădină înverzită, prin copaci păsări cântătoare, iar pe aleile din grădină fiare ciudate se zbenguiau. Andrei arcașul și Maria Țarevna au urcat în palat, s-au așezat la fereastră, au început să vorbească și să se desfete privindu-se. Trăiau, nu știau ce e amarul și lăsau zilele să se scurgă una după alta, una, două, trei. În timpul acesta, țarul se duse la vânătoare, undeva pe țărmul mării albastre, și ce să vadă? Pe un loc înainte vreme pustiu, acum se înălța un palat. Cine-o fi nesăbuitul căruia i s-a năzărit să-și construiască palat pe pământurile mele, fără să-mi ceară încovințarea? Trimișii țarului au plecat în goana mare, au cercetat din fir apăr totul și la întoarcere i-au raportat țarului că palatul acela e înălțat de Andrei arcașul și că viețuiește acolo el cu tânăra-i soție, Maria Țarevnă. Țarul s-a mâniat și mai năprasnic și a trimis iar oameni să cerceteze și să afle dacă Andrei a fost acolo nu știu unde
și a adus aia nu știu ce. Trimișii iar au plecat în goana mare, au cercetat din fir în păr și au raportat. Andrei Arcașul a fost acolo nu știu unde și a adus aia nu știu ce. Țarul clocotea de mânie. Porunci să fie adunată toată oastea, să meargă pe coasta mării, să dărâme din temelii palatul de acolo, iar Andrei Arcașul și Maria Țarevna să piară de moarte cumplită. Andrei, văzând că împotriva lui se îndreaptă o oaste puternică, puse repede mâna pe topor și îl întoarse cu muchea în sus. Toporul doar cât făcu poc-poc și îndată porni să plutească pe mare o corabie, iar când mai făcu încă o dată poc-poc, porni să plutească și a doua corabie. Așa bocăni toporul de 100 de ori și pe mare albastră porniră să plutească 100 de corăbii. Andrei scoase fluierul, începu să cânte din el și tot atunci se ivi armata. Și cavalerie, și infanterie, cu tunuri și cu steaguri. Comandanții goneau în galop, așteptau ordinul și Andrei ordonă să înceapă lupta. Muzica porni să cânte, tobele să bată și regimentele porniră. Infanteria se năpusti asupra soldaților țarului, cavaleria prinse agonii în galop și a adunat pe prizonieri. Iar tunurile de pe toate cele 100 de corăbii trimiteau ghiulele asupra capitalei. Văzând că armata s-a dăbir cu fugiții, țarul se năpusti singur asupra ostașilor, vrând să le oprească fuga. Și atunci Andrei scoase măciuca. Haide, măciucă, rupe-i coastele țarului ăstuia! Măciuca se dădu de-a dura, țopăi, își lua vânt, proptindu-se când într-un capăt, când în celălalt, și se rostogoli în câmpia mare. Îl ajunse din urmă pe țar, îl izbi drept în frunte și îl dobor la pământ. Tot atunci se sfârși și lupta. Oamenii dădură buzna afară din oraș și începură să-l roage pe Andrei Arcașul să ia asupra sa conducerea întregii împărății. Andrei nu se împotrivi. Trânti un ospăț de se duse vestea în toată lumea și împreună cu Maria Țarevna a condus acea împărăție până la adânci bătrânețe. Sper că ați rămas până la finalul acestei povești și dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați. Ne ajută foarte mult. Să distribuiți și să apreciați dacă considerați că merită. Până data viitoare, toate cele bune!